Oim să ridicăm, frați și surori, doresc să citim textul inspirat al lui Dumnezeu în seara aceasta, timpul de zidire sufletească, Galateni, capitolul 5, la versetul 16 până la versetul 26 inclusiv. Cuvânt care aș dori să-l citim, cuvânt care să ne vorbească în seara aceasta. După citirea textului vom sta în duc de rugăciune cerând ajutor, binecuvântarea Domnului și rog în această rugăciune cu voce tare să ne conducă fratele Petrică Coțovanu. Este sărbătoritul zilei de astăzi. Domnul să-l binecuvinteze, să-ți binecuvinteze prezentul și viitorul. Amin. Cuvântul Domnului. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, ucidele, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, delunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftile ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, tărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin. Fiți binecuvântați la părtășie, frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu pentru oportunitatea aceasta de a ne aduna, a avea părtășie. Mulțumim celor care ne-au slujit până aici, Domnul să-i binecuvinteze, Domnul să primească închinarea fiecăruia dintre noi. Am citit textul acesta, a fost citit frântură din el și dimineață, e cuvântul lui Dumnezeu, e cuvânt bogat. Dimineață ne-am uitat la ceea ce înseamnă esența roadei Duhului Sfânt în viața credinciosului. Și au fost luate în deosebire versetul 22-23, cuvânt bogat pentru sufletele noastre. În seara aceasta aș dori să rămânem tot la subiectul acesta al rodirii spirituale și în mod special condițiile rodirii spirituale. S-a vorbit despre roada Duhului Sfânt, cât de importantă este pentru viața de credință, dar se ridică întrebarea cum rodește, cum are loc rodirea spirituală în viața unui credincios, care sunt condițiile care duc în direcția aceasta așa încât roada Duhului să fie peste viața fiecărui dintre noi. Spiritualitatea biblică are de-a face cu prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Nu putem spune despre cineva că este om spiritual dacă Duhul lui Dumnezeu nu locuiește în el și dacă Duhul lui Dumnezeu nu lucrează în viața respectivului. Spiritualitatea biblică, ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna, are de-a face cu prezența și lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Și în epistola aceasta către Galateni, Apostolul Pavel pomenește, amintește cât de important este Duhul lui Dumnezeu în viața unui credincios, în viața unui creștin. Vorbește epistola aceasta despre prezența, despre lucrarea Duhului Sfânt și sunt patru pasaje mari a ceea ce înseamnă primirea Duhului Sfânt în capitolul 3, Galateni, la versetul 1, la versetul 13. Pavel dă răspuns la întrebarea aceasta, cum primim Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Și dacă citim versetul 2, versetul 13, 14, ne dă răspuns la întrebarea aceasta. Și spune versetul 2 din capitolul 3, iată numai ce voiesc să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul? Ori prin auzirea credinței? Mai foarte interesant, epistola aceasta este scrisă acestei biserici din Galatia, oameni care au întors cumva spatele creștinismului și începeau să se ducă înapoi spre lege. Și Pavel îi întreabă, cum ați primit voi Duhul? Prin faptele legii
sau prin auzirea credinței. Și ascultă ce spune versetul 13, 14. Pavel spune, Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemate oricine se atârna pe lemn. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa că prin credință noi să primim ce? Duhul făgăduit. Ce spune Pavel? Duhul se primește prin credință. Auzirea credinței, Evanghelie, Hristos, jertfa, lucrarea Domnului Iisus. Și atunci când credem Evanghelia, primim Duhul făgăduit. În capitolul 4, versetul 5, la versetul 7, Pavel vorbește de privilegiile Duhului Sfânt. Ce face Duhul Sfânt atunci când vine și locuiește într-un păcătos, într-un om care este salvat? Și ascultă ce spune cuvântul Domnului. Ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă ce? Duhul Fiului Său, care strigă ce? Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești moștenitor prin Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu care locuiește în cel credincios ne face fii al lui Dumnezeu, moștenitor al lui Dumnezeu. Ne face să strigăm Ava, tăticule, Dumnezeule. E privilegiul acesta al Duhului Sfânt în viața credinciosului. Dar Pavel vorbește în capitolul 5, capitolul 6 de produsul Duhului Sfânt. Pentru că atunci când Duhul locuiește în viața unui suflet, are loc acolo ceva, produce ceva Duhului Dumnezeu. Produce această roadă spirituală, roadă sufletească. Și apoi în final, în capitolul 6, versetul 7 la 9, vorbește Pavel de această perpetuare a Duhului Sfânt. Cum să facem ca lucrarea Duhului Sfânt să propășească, să înainteze. Și în versetul 7, versetul 9 spune Pavel, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Ce seamănă omul, aceva și se cera. Cine seamănă, spune cuvântul Domnului, în firea lui pământească, va se cera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va se cera din Duhul ce? Viața veșnică. Apoi vine versetul 9, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită, există o vreme potrivită, vom se cera dacă nu vom cădea de oboseală. Chemarea noastră este să semănăm, nu în firea pământească, ci să semănăm în Duhul și vom se cera viața veșnică, rezultatul acesta. Așa că un om spiritual are Duhul Sfânt în viața lui și asta îl face să fie spiritual. Dacă nu este locuit, lucrat de Duhul lui Dumnezeu, nu putem vorbi de om, oameni spirituali. Roada Duhului Sfânt îl caracterizează, îl definește, îl direcționează, îl conduce. Duhul lui Dumnezeu are control asupra credinciosului. Și cea mai importantă lucrare a Duhului Sfânt în viața credinciosului este chiar aceasta, rodirea spirituală. Duhul lui Dumnezeu care rodește, da? Aduce aceste haruri creștine, așa cum găsim scris în versetul 22-23, în viața celui credincios. Unii, e adevărat, doresc mai mult darurile Duhului Sfânt decât roada Duhului Sfânt. Pneumatologia este studiul despre doctrina, despre Duhul Sfânt și de obicei este controversat. Nu vei cădea așa de bun acord comun. E un subiect controversat. Însă Scriptura spune atât de clar. Duhul lui Dumnezeu rodește în viața celui credincios. Cum cunoaștem sau după ce se cunoaște un credincios, un creștin, că este autentic? Răspunsul? După roadă. Domnul Iisus Hristos spunea, folosea ilustrația aceasta, imaginea aceasta atât de vie, de reală, imaginea aceasta a unui pom. Pomul bun se cunoaște după ce? După frunze, după tulpină, coroana care o are. Nimeni nu se uită la aceasta, poate mai sunt cei care studiază fenomenul. Dar cei mai mulți se uită după roadă. Întrebarea care vine, da? Ce fel de roadă? Face ceva roadă? Pomul bun se cunoaște după roadă. Și câteva adevărul aici, roada întotdeauna este în conformitate cu natura. Dacă e măr, te aștepți să dea ce? Mere, pentru că el este măr.
Dacă avem ca natură firea pământească, atunci roada va fi a firii pământești. Dar dacă Duhul lui Dumnezeu, da, născuți din nou, Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, ar trebui să fie această roadă a Duhului Sfânt. Roada, de asemenea, este vizibilă. Te uiți într-un pom și vezi dacă pomul respectiv are roadă. Este vizibilă și se vede roada Duhului Sfânt în caracter, în comportament. Roada nu se ascunde, nu stă ascunsă, ci se reflectă în caracter, în comportament, în cuvinte și fapte. Și roada, foarte interesant, tot paralel acesta a unui pom, roada întotdeauna, dar întotdeauna, roada este pentru alții. Poate un măr să-și mănânce merele? Absurd, nu se întâmplă așa ceva. Noi ne bucurăm de roadele din pom. Așa că roada Duhului Sfânt e pentru alții. Gustă familia, prietenii, cei din biserică, din societate, cei de lângă noi. Condițiile rodirii. În ce condiții Duhul Sfânt produce rodirea noi? Versetul 22, versetul 23 sunt versete ce vorbesc explicit, da? În detaliu, despre roada Duhului Sfânt. Dar în jurul lor, sau versete ce urmează, găsim aceste condiții premergătoare a lucrării de rodire a Duhului Sfânt. Această rodire spirituală în viața credinciosului. Și revin la exemplul acesta unui pom. Atunci când pui un pom, nu-i așa, necesită un proces acolo. Sunt niște condiții pe care trebuie să le îndeplinești. Nu ai mers și l-ai pus, da, nici nu l-ai săpat, l-ai lăsat așa pe o parte în grădină și vii tu toamna că trebuie să culegi din el. Nu! Pomul respectiv are nevoie să fie săpat, curățat, udat, stropit, plivit și câte altele. Și apoi te bucuri de roade. Dar care sunt condițiile ce pregătesc rodirea spirituală, rodirea Duhului Sfânt în viața noastră? Trei condiții foarte succint în seara aceasta. Întâi de toate, potrivit cu versetul 24, prima parte, vorbim de această condiție a convertirii, convertirea la Hristos. Spune versetul 24, cei ce sunt al lui Hristos, Iisus. Ce ne spune asta? Nu oricine poate produce roada Duhului Sfânt. Nu putem vorbi la orice om de rodire spirituală. Vorbim de rodire spirituală pentru cei ce sunt al lui Hristos. Asta e condiția esențială. Ca să avem parte de roadă spirituală, trebuie să fim al lui Hristos. Spune Pavel, cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Convertirea la Hristos. Vorbim de această lucrare specială, supranaturală, suverană, a Duhului lui Dumnezeu în viața unui păcătos, care este adus la credința în Hristos. Și asta îl face să fie al lui Hristos. Duhul Sfânt nu produce roadă în oameni morți spirituali. Duhul Sfânt nu produce roadă în cei ce pot fi chiar morali, spunem noi, din punct de vedere al vieții. Duhul Sfânt întotdeauna va produce roadă în cei ce sunt al lui Hristos. Întrebarea în seara aceasta pentru fiecare dintre noi, sunt eu al lui Hristos? Dacă da, slavă lui Dumnezeu! Suntem convertiți sau aduși la viață din păcat, din moarte, datorită Domnului Iisus Hristos și datorită Domnului Iisus Hristos aparținem Lui. Cântăm noi, nu-i așa, aparțin Regelui. E această lucrare pe care o face Dumnezeu prin Hristos. Oamenii pot fi morali, da, și de multe ori te uiți la viața unora și spune, mai că, așa cum spune aici cuvântul, are dragoste, are bucurie, are pace, face de bine, cât face de bine. Putem vorbi chiar de blândețe și sunt oameni blânzi, de înfrânarea poftelor. Dar toate acestea pălesc dacă nu sunt convertiți. Dacă natura lor păcătoasă nu este înlocuită, transformată de, și îmbrăcată de neprihănirea lui Hristos. Să crezi în Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Convertirea înseamnă această regenerare, această naștere din nou.
Și spuneam, este lucrarea unică, tainică, transformatoare a Duhului Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care face lucrarea aceasta, naște din nou și niciodată nu greșește. Este cel mai bun specialist. Și atunci când se îndură Dumnezeu și naște din nou, aparținem lui Hristos și avem această condiție în care Duhul lui Dumnezeu începe să rodească în viața noastră. Gândesc și ca exemplu aș vrea să amintesc această întâlnire a Domnului Iisus cu Nicodim, Ioan capitolul 3, știm cuvântul Domnului. Spune cuvântul Domnului, între farisei era un om cu numele Nicodim, fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și a zis, învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semne care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis, și atât de franc este Domnul Iisus. Și spune, adevărat, adevărat, spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim se eschivează și spune, Nicodim, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântice maicii sale și să se nască? Și din nou Mântuitorul, Domnul Iisus spune, i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre împărăția lui Dumnezeu. Nicodim, care era un fariseu, avea religie, ritual, rugăciune. Oriunde ajungeau prin piețe, fariseii își legau filacteriile și începeau să-și spună rugăciunea. Nu mai vorbim de spiritualitatea înaltă pe care era partida cea mai îngustă. Și cum? Religia, ritualul, nu te duce în împărăția lui Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos spune atât de cald, nu! Dacă nu te naști din nou, nu poți să intri, nu poți să vezi împărăția lui Dumnezeu. Avea Nicodim un renume. Era un fruntaș, făcea parte din Sanhedrin, era un om cu influență, un om care dacă spunea un cuvânt, tot săreau. Și cum renumele, faima, nu te duce în împărăția? Nu, dacă nu te naști din nou, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, era responsabil, era învățător al legii. Întotdeauna Nicodim ținea conferințe, seminarii din Vechiul Testament, dar nu avea o înțelegere curată, completă a ceea ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu. Așa că spune Mântuitorul atât de clar, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu și nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și-i auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine născut din duhul. Și pe undeva se leagă lucrurile. Dacă înțelegem lucrarea de regenerare, naștere din nou, cine o efectuează, da, din apă și din Duhul lui Dumnezeu, înseamnă că Duhul lui Dumnezeu este Cel care activează, lucrează și rodește în viața mea. Convertirea este o condiție în vederea rodirii spirituale. A doua condiție, potrivit tot cu versetul acesta 24, partea de mijloc, partea a doua versetului, este această crucificare, crucificarea credinciosului. Spune cuvântul Domnului, cei ce sunt al lui Hristos Iisus, cei ce sunt, da, convertiți la creștinism, la Hristos, partea a doua versetului, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Ce înseamnă asta? Înseamnă că natura veche, firea, a fost răstignită. Firea, natura veche care vrea să controleze, vrea să ne conducă, a fost răstignit. Sinele, cei ce suntem fiecare dintre noi fără de Dumnezeu, a fost răstignit. Împreună cu patimile și poftele ei. Când spui sine fără de Dumnezeu, când spui fire pământească, la tot ce este rău și stricat te gândești. Păcat, pofte, răutate, mândrie, stricăciune și de altfel, dacă citim faptele firii pământești, aici nu e lista completă, versetul 19, versetul 20, versetul 21. Și Pavel este atât de hotărât spunând, vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu.
De aceea, o a doua condiție esențială în vederea rodirii spirituale este această crucificare. Și vorbim aici de două crucificări în viața creștinului. Întâi de toate, o crucificare primordială, potrivit cu Galateni 2:20 sau Romani 6:6, în care noi credincioșii suntem pasivi, nu putem face nimic. Însă Hristos face totul pentru noi. Hristos care pe cruce ia păcatele noastre. Noi care eram pasibili să stăm pe cruce. Și stă Domnul Iisus Hristos pe cruce pentru noi. Și El poartă povara păcatelor noastre. Și fel încât noi să fim liberi. Da, să avem parte de libertate, de o viață nouă, de o viață din Dumnezeu. Este această crucificare primordială. Așa cum spune Apostolul Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos. Cum vine asta? Ori tu, Pavel, ori Hristos a fost răstigniți. Care dintre voi ați fost răstigniți? Dar e această unire a păcătosului cu Hristos, cu mielul fără pată, fără cusur. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mielul lui Dumnezeu care stă pe cruce. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, Pavel, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit. Și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Hristos care moare pe cruce, în locul meu, în locul dumneavoastră, în locul tuturor celor ce cred în Domnul Iisus. Pavel spune tot în Romani, capitolul 6, versetul 6, cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, felul următor. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui în așa fel încât să nu mai fim robi ai păcatului. E o certitudine, spune Pavel. Știm bine lucrul acesta. Nu e ceva care să ne ducă în eroare, nu. Este o siguranță. Omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui. Mă ia Hristos și mă duce pe cruce. Nu să mă omoare, să mă distrugă, ci să poarte păcatele mele. Și îndatorită jertfei lui, morții lui, fiecare dintre noi să avem viață spirituală. Și asta e crucificare primordială. Dar textul și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și de această crucificare permanentă a credinciosului. Pentru că suntem atenți la citirea textului, spune, și-au răstignit firea pământească, versetul 24, împreună cu patimile și poftele ei. Adică, ideea este de continuitate, de permanență. Ei nu trăiesc oricum, nu fac tot ce vor, așa cum spune versetul 17, partea de final, așa că nu puteți face tot ce voiți. Și întotdeauna credinciosul va lăsa ca Duhul lui Dumnezeu să opereze, să conducă, să călăuzească. Și nu firea pământească, va da la moarte firea pământească. Cum? Prin procesul acesta de sfințire, apropiere tot mai mult și mai mult de Dumnezeu. Avem noi expresia aceasta, noi așa o cunoaștem atât de bine. Capul plecat, sabia, nu-l taie. Așa de multe ori, nu? Când vine firea pământească, parcă așa cam merg lucrurile. Da? Nu-și mai pleacă capul creștinul. Societate, la locul de muncă, da? Asta e, ce să facem? Păcătuim, greșim. Capul plecat, sabia nu-l taie, dar cu umilință, lanțul încovoaie. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? E nevoie de această crucificare permanentă a credinciosului, a fiecărui dintre noi. Eu activ de bună voie, mă crucific, mă dau la moarte. Patim, pofte, dau la moarte. Porniri păcătoase, dau la moarte. Nu vreau să se găsească în viața mea, ci eu vreau să mă sfințesc, să mă apropii mai mult de Hristos, de Dumnezeu, de Evanghelie. Stați în voie să citesc două texte din Scriptură. Romani, capitolul 8, versetul 12-13. Pavel spune aici, în cuvântul inspirat, Romani, capitolul 8, versetul 12-13. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă, și frumos cuvântul lui Dumnezeu, dar dacă prin Duhul, observați, faceți să moară faptele trupului, veți răi.
Nu oricum, nu prin forțe personale, nu prin abilități, nu prin competențele pe care avem fiecare dintre noi, nu vom reuși niciodată să dăm la moarte faptele trupului, faptele firii. Dar, spune cuvântul și trebuie de subliniat, accentuat, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, atunci veți trăi. Deci cât de important este Duhul lui Dumnezeu, prezența, lucrarea în viața credinciosului. Aș dori să mai citesc un cuvânt, Coloseni, capitolul 3, versetul 5. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune atât de clar, Coloseni, capitolul 3, versetul 5, Pavel spune, de aceea, da, vorbind în prima parte a capitolului 3 despre înnoirea, a ceea ce înseamnă să fii cu Hristos, înviat împreună cu Hristos, spune versetul 5, de aceea o concluzie, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta, rea și lăcomia care este închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Spune Pavel, din numărul lor erați și voi odinioară, când trăiați în aceste păcate, un trecut. Dar acum sunteți creștini, oameni al lui Hristos. Dar acum, spune versetul 8, lăsați-vă de toate acestea lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase, care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință, după chipul celui ce l-a făcut. E vorba de această crucificare permanentă. Eu activ de bună voie, mă separ, dau la moarte tot ceea ce nu este după cuvântul Domnului, după voia Domnului și caut să trăiesc călăuzit, plin de Duhul lui Dumnezeu. De multe ori Duhul lui Dumnezeu este blocat, este întristat în noi. Și când? Când lăsăm firea pământească să-și facă lucrarea, să-și facă jocul. Atunci când acționăm, da, pe o parte spune cuvântul lui Dumnezeu, întâi nu vine ce este duhovnicesc, vine ce este firesc. De aceea e această bătălie antiteză. De cine ne lăsăm conduși? De cine se lasă Marius? De cine lăsăm fiecare dintre noi conduși? Firea pământească? Sau de Duhul lui Dumnezeu? Condiții pentru rodire spirituală. Această convertire la Hristos atât de esențială. Această crucificare a firii. Dar în final, la treia condiție, potrivit cu versetul 16 la 18, versetul 25, această conformare a credinciosului potrivit cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că spune versetul 16, versetul 18, Pavel spune, zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți faptele firii pământești. Căci firea pământească potrivește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unei altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și versetul 25 spune, dacă trăim prin Duhul, ce să facem? Să și umblăm prin Duhul. Dacă la nivel teoretic, teologic, spune că suntem al lui, Hristos, a Duhului aparținem, lucrează, locuiește Duhul. Spune Pavel, să și umblăm prin Duhul. Fapte reale, concrete. Ce înseamnă această conformare a vieții noastre împreună cu Duhul Sfânt? Această umblare, trăire în sfera și cadența Duhului Sfânt. Vorbește Pavel și sunt termeni aici, umblați, cârmuiți de Duhul, călăuziți de Duhul. Sunt acțiuni pe care le face Duhul lui Dumnezeu peste viața celui credincios. Și întotdeauna umblarea în Duhul implică o luptă. E această antiteză potrivit cu versetul 17. Și limitarea libertății noastre, da, există o limitare a libertății noastre, a libertății creștine, da, chemați la libertate, dar spune versetul 17, în Duhul, dacă sunteți călăuziți, umblați, dacă cârmuiți de Duhul, nu puteți face tot ce voiți. Și e normal. Pentru că dacă umblăm călăuziți de Duhul Sfânt, nu vom face ce vrem noi, ce vrea firea pământească, poftele, pornirile noastre, ci vom face întotdeauna ceea ce îndeamnă Duhul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Pavel spune în epistola aceasta și în versetele acestea pe care l-am citit, autoritatea noastră este în Hristos
și în Duhul lui Dumnezeu. Nu legea, nu o întoarcere la faptele legii, la lege, ci o întoarcere reală, plenară, a Hristos și la Duhul lui Dumnezeu. Legea, spune cuvântul, omoară, dar Duhul dă viață. Viață din Dumnezeu, viață din belșug. În seara aceasta, frați și surori, prezența închinare, ar dori să ne întrebăm fiecare dintre noi, cum stăm la capitolul acesta al rodirii spirituale? De cine suntem conduși în fiecare zi a vieții noastre? De fire pământească? N-ar trebui. Și în seara aceasta e har de pocăință pentru fiecare dintre noi. De Duhul lui Dumnezeu, Doamne ajută! Doamne ajută tot mai mult să las ca viața mea să fie condusă, cârmuită, călăuzită de Duhul lui Dumnezeu. Seara aceasta, provocarea în numele Domnului Hristos pentru fiecare dintre noi este să ne verificăm viața. Să ne uităm fiecare dintre noi, suntem cu adevărat convertiți, născuți din nou din Dumnezeu, regenerați? Cum stăm la capitolul acesta al crucificării? Ne sfințim în lumina cuvântului? Călăuzire, de cine sunt călăuzit? De ce duh? Ce duh mă animă, mă mișcă în societate, în biserică, în familie, în lumea aceasta? Duhul lui Dumnezeu sau alte duhuri care nu sunt de la Dumnezeu? Chemarea Scripturii în seara aceasta, să ascultăm de Duhul lui Dumnezeu. Să fie o realitate zilnică pentru fiecare dintre noi și doar așa, roada Duhului va fi peste viața fiecăruia dintre noi. Doamne ajută, Doamne binecuvintează, amin. Amin.